trei interconectări, a fost prezentat stadiul cu valorile care au fost obținute, care au fost atrase până în acest moment, din 78 de milioane de euro am reușit să absorbim efectiv pe Transgaz 17 milioane de euro. Sigur, mai există un proiect depus pe program operațional sectorial creșterea competitivității economice. Încurajez companiile să acceseze fonduri europene în dezvoltarea lor. Totodată am discutat despre legislația pe care noi intenționăm să o aducem în dezbatere publică în viitorul foarte apropiat. Vorbesc de legislația specifică, legea gazelor. Vom avea o discuție cu siguranță la sfârșitul lunii aprilie, cu ocazia vizitei Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și a Comisiei Europene la București. Și în cadrul dezbaterilor pe care noi le vom avea la minister, vom aborda și legislația, rugându-i pe specialiștii de la Transgaz și RomGaz să se implice în a aduce îmbunătățiri și a face în așa fel încât legea pe care guvernul o va adopta și pe care o va trimite, evident, Parlamentului spre dezbatere și adoptare, să fie una cât se poate de... să acopere un palier cât se poate de mare, așa cum a făcut-o, cred eu, legea energiei. Legea energiei, în afară de comentariile răutăcioase, spun eu, care au fost pe marginea controlului asupra ANRE și a numirii președintelui ANRE, eu nu am văzut comentarii, să spun, tehnice pe această lege care să vină și să ne contrazică. Ne dorim o dezbatere serioasă în Parlament și pe legea energiei și, bineînțeles, pe legea gazelor, lege care va intra în curând în dezbatere publică. Am discutat și problema înmagazinării și sprijinul pe care le-am promis celor de la Transgaz, RomGaz, special RomGaz, pentru că e problema lor în special, le-am promis sprijin în relația cu ANRE-ul și nu în ultimul rând le-am dat o veste bună, sper eu, aveau un litigiu de ani de zile cu Elcenu privire la datoria pe care RomGaz-ul o avea de încasat de la Elcen. Azi dimineață, AGA Elcen a aprobat transferul acestei în contul acestei datorii de 653 de milioane de lei, aproximativ 150 de milioane de euro, a termocentralei Iernut. Este o acțiune care durează de mai bine de 2 ani de zile. Domnul Ariton poate să confirme acest lucru. În sfârșit am reușit să ajungem la o înțelegere cu Elcenu și până la urmă și în perspectiva listării pachetului de acțiuni și în acest sens este foarte important să avem clarificată situația datoriilor acumulate de Elcen către RomGaz și prin această decizie, sigur, urmată de un memorandum, urmată de un punct de vedere al Consiliului Concurenței, dar suntem în linie dreaptă, avem decizia lor, pentru că acolo ne-am împotmolit până în acest moment. Una peste alta, le-am solicitat tuturor factorilor de decizie din cele două companii să acorde o atenție deosebită procesului demarat de Guvernul Boc, continuat la alte dimensiuni de guvernul Mihai Răzvan Ungureanu,
în ce privește procesul de transparență. După cum bine ați putut observa, am emis ordine de ministru în acest sens cu privire la postarea pe site-ul societății a tot ce înseamnă cheltuieli, inclusiv cheltuielile de publicitate, și le-am cerut tuturor managerilor să și justifice cheltuielile pe care le-au făcut sau care cred ei că sunt, care este efectul acestor cheltuieli, fie că vorbim de achiziții, fie că vorbim de investiții, într-un cuvânt, tot ce înseamnă activitate la companiile de stat trebuie să fie extrem, extrem de transparent. Este în avantajul lor în primul rând și sigur vine în întâmpinarea solicitărilor voastre, în special ale media, care de multe ori fie că i-a suspectat pe unul sau pe celălalt de diverse lucruri, că nu ar spune lucrurilor sau adevărul, n-ar spune adevărul de multe ori, am văzut foarte multe comentarii în acest sens și am spus, nu mai trebuie să eliminăm această stare de fapt și până la urmă, cum spuneam, în avantajul companiilor și în avantajul celor care se uită, ne privesc prin intermediul televiziunilor sau citesc prin intermediul presei scrise. Încă o dată am insistat pe acest proces de transparentizare a întregii activități a celor două companii. Cam acestea ar fi, sigur, sunt și alte elemente. Opresc aici, dacă o să-l rog și pe domnul Ariton să intervină. Cei doi domni directori, dacă doresc să adauge alte elemente la sinteza pe care eu v-am prezentat-o dumneavoastră, a discuțiilor și a întâlnirii de lucru pe care am avut-o azi la Mediaș, îi rog să o facă. Răspundem la întrebări legate de RomGaz și TransGaz. Vă rog. Mulțumesc, domnule ministru.